Veni a Luxemburg cu vederea spre Panteonului. Evra Fântână din Regina Luxemburg. Partea din spate a statuii pe care scrie Fântâna Mariei de Medici. Cu porumbele în parc, lumea stă culcată, se odihnește. E duminică, cald, foarte cald. Parizienii au ieșit la iarbă verde, în grădina Luxemburgului. Unii se prăjesc, alții se plimbă, alții se iubesc. Fațada Palatului de Luxemburg. Este Panteon, intrare în Bulevardul Saint-Michel pe stânga. Pe străduțele din Cartierul Latin. Față Notre Dame. În braț al Senei, care înconjoară Île de la Cité.
asta a buchiniștii care au început să plece. Înserare de malul Senei. Urcă înspre Sacred Cœur. Magazine. Urcarea cu funicularul. Tot în Montmartre, zona pictorilor. Din Altung, departare Sacred Cœur, zona pictorilor. Cuburul pitorești, în dreapta un violoncel care își dea până melodia și în depărtare Parisul. Străzi înguste, unde dacă parchezi două mașini, nu mai ai loc de trecere printre ele. Zăpușitoare, lumea abia se târie, toată lumea caută umbra, dar nu se lasă, este așa de minunat, așa de plăcut, așa de frumos.
Well, you know what they did when David was in Korea, and I took the pictures. Espere que dé mi. Peste fetele asta se bea o cafea, se bea un suprapat și se privește mulțimea care trece. Frumusețile Parisului.